Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog. Și săptămâna asta sunt pe Verona. Am ajuns la Verona. Am schimbat tractorul cu care am venit cu la negru. L-am lăsat parcat aici și am luat ăsta albastru. Și săptămâna asta așa o să fiu. În ăla negru dorm și în ăsta cu ăsta conduc. Cu ăsta mă plimb. Am agățat, n-am mai filmat când am ajuns la Verona, când am plecat de la Renic, era deja no era noapte. Și am agățat remorca Mega. Vedeți? Și acum aștept să mă încarce. Nu știu că trebuie să stau să mă încarce. Și deja mi-a dat actele, am două descărcări și patru încărcări. Așteptăm și după aia mergem. Vom vedea după aia de seară când terminăm. Asta e. Deci avem de mers la Bolzano și la Rovereto, la Laives și nu mai țin minte unde mi-a zis că actele pentru celălalt îmi dă după aia, să văd pe foile astea. Dacă îmi scrie ceva aici, mi se pare pe ăla nu scrie. Nu scrie. Dar mi se pare că tot e la Rovereto. Nu, că aici am Laives, Bolzano și Rovereto. Da. Deci nu mi-a dat. De acum trebuie să îmi dea și adresa unde. Nu știu dacă o fi aia la Trento. Am mai fost la o firmă care tot așa nu-mi dă foaie. Deci îmi dă o foaie cam așa. Și ce îmi scrie unde să merg și toate, la ce firmă. Și pentru firma aia nu mi-a dat niciodată. Nu mai îmi dă foile și îmi dă și adresa. Și vede. Asta e. O aștept și vedem ce face. Era să mă încarce, am închis și acum mergem spre Trento la acolo Non Solo Transporti. Am mai fost acolo de vreo 2 ori sau 3 ori, nu știu. Avem de descărcat acolo. După aia mergem la Bolzano, la Brigle și Fork acolo, să încărcăm. După aia la Ives și la întoarcere la Rovereto. Dar acum merg până la primul autogrill, mă opresc și fac și eu pauza acolo 45 și după aia merge mai. Mai mergem înainte la descărcare. Am uitat să-mi iau ochelare, azi e soare. Am uitat să-mi iau din celălalt camion. Ori am pregătit și am zis că iau, da. M-am luat și am uitat. Mâine, sper să nu uit să iau.
Am ajuns la Trento Nord. Trebuie să ieșim aici la Trento Nord. Și până la kilometri, auzi? Până la firmă. Nu știu dacă mai am 3 km, 5 km. Cam așa avem până la firmă. N-am prins deloc trafic, numai am prins un polonez care mergea cu când cu 70, când cu 80. Deci nu ținea constant, să zici că... De ce nu s-a închis, da? De ce nu s-a deschis? Nu înțeleg de ce nu s-a deschis, că doar am telepas. Telepas e în față. Nu înțeleg de ce nu s-a deschis. E prima dată când mi se întâmplă pe aici. Mi s-a întâmplat odată anul trecut, parcă, când eram pe Genova, pe acolo. Dar pe aici ea, prima dată. Este leac de trafic pe partea aia. Dacă e rotunda acolo și de asta. Merge el în dreapta încolo. Eu merg în stânga. Mersi. Mi-a dat voie. Credeam că mai traversează careva.
te bagi. Vezi că vin. Ok. Deci eu aici ia în stânga, unde scrie DHL, aici. Aici ia. Mă duc să deschid. Deja mă așteaptă acolo, ia, ăla ia. Vedeți, nu am unul, numai că să văd dacă nu face gălăgie, că trebuie să mute astea de mai întâi. Am terminat aici la Trento și mergem la Bolzano. Nici nu mai pun navigatorul, nimic, că pe aici știu. Și... nu știu cât mai fac, cred că vreo oră, cam așa. O parcă și asta aici, să văd dacă reușesc să mă întorc. Hai că trec. Ok. Am trecut, e bun. Deci pot să iau și prin stânga, în dreapta, dar nu mai țin minte acolo la semafor dacă pot să fac sau nu la stânga, nu mai țin minte. Așa că merg pe aici pe unde am venit și mergem o leacă în față, după aia și intrăm și mergem de după tren pe încolo. Și mergem spre autostradă. Ia să de... Ok. Acum, la ora asta, trebuia să fiu la Live Vest eu. Nu mai țin minte la a doua firmă, la
Trento de la ce ora au pauză? Mi se pare de la 12. Au pauză. Asta e, când ajungem atunci ajungem. Și nu știu, prima firmă, ăia la ce ora au pauză. Deci aici facem la dreapta, da? Ok. Era o șoferiță la autobuz. Am ajuns și la Bolzano. Ieșim acum de pe autostradă. Și vom vedea când ajungem acolo cum e situația, dacă sunt pauză sau nu. N-am prins trafic nimica de la Trento până aici. Altă dată mai prindeam trafic, mai în alta. Dar acum am avut noroc că nu. Pare la prima firmă aici, la Bolzano. Mi se pare că merg în pauză mai târziu. La a doua firmă, că merg la ora 12, parcă. Este mișcare pe aici astăzi. Pe strada asta e mai multă mișcare. Poate mulți, da, ceasul e 12:10, mulți se duc acasă la să mănânce sau se duc pe la restaurante. Și cred că de asta e trafic.
dai, de ce nu te bagi, ce aștepți? Hai, bagă-te și tu, așa. Dacă mie dar nu vine nimeni, nu mai trebuie să-i dai o voie. Lasă cu bicicleta. A, dar să zice acolo. Dă voie astea. Dar astea nu merg pe aici, ce sunt. Deci aia dă și astea. Nu cumva. Dacă să te iau o leagă acolo ca să nu încurcă în trafic, dar n-ai pe cine. Ai cu cine. Nici parcări nu sunt acum aici. Mă duc direct înăuntru, parchez acolo și după aia vin să iau actele, că nu este loc aici. Cred că ăștia sunt pauză, cine știe, că ăștia sunt de aici, de la ei. Parchez și eu aici ea și mă duc și eu să iau actele și mă... Las aici și mă duc să iau actele. Am terminat la prima firmă aici de încărcat și acum mergem la a doua firmă. E 1.20. O să fac aia figure acolo, că de ce am ajuns așa târziu. Asta e, n-am ce le face. Ia să închid geamul că face prea multă gălăgie și nu se mai înțelege nimic aici. Ia uite și ăsta cum au parcat, acum eu cum sper să reușesc să mă întorc să nu-l agăț. Dar cred că îmi convine să ies pe partea aia. Da. Mă duc, ies pe partea cealaltă. Parcat asta aici așa și nu am.
Atunci am spatele la camion ăla acolo e mic. Dacă încercam să ies pe acolo. Devo parcheggiare lì. Astia care ripara. Astia care ridica, cum si chiama. Distribuitoarele astia. Am terminat la Bolzano și mergem la Live Vest. La Live S avem de încărcat vreo 8 metri avem. Și după de acolo o să mergem la Rovereto. Acolo pe bordură, olea. Ăla din față mă așteaptă pe mine, oare? Da. Dai, după. Fasule, dacă te dai alea. Care nu-ți dă voie, asta e, na. Nu-ți dă voie, aștepți, n-ai ce faci. Avem și materiale în ADR, mai mult avem față de obicei. De obicei aveam un palet, doi paleți. Astăzi am 4, 5, cam așa. Și ce deștept e.
aici pe la Bolzano. Mai filmăm la Live-S pe acolo. Am ajuns la Live-S și imediat ajungem și la firmă. Uite, mergem să descărcăm și după aceea să încărcăm. E ora 2. N-am mai ajuns niciodată așa târziu la Live-S. Erau copiii care de la școală, se vede că este școală aici pe aproape și mergeam acasă, autobuz, stăteau în stație acolo. Vă spuneam că e prima oară când ajung după masă la ora asta așa aici. Sau poate s-a mai întâmplat vreodată, dar nu mi-aduc eu aminte. Asta cu furgonul lui s-a parcat aici ca să nu poată să parcheze asta cu camionul. Mă duc să lăs actele pentru ce trebuie să mă încarce după aia. Și după aia mergem să descărcăm. Am lăsat deja actele și mergem să descărcăm. Iar fac lucrări pe aici. Este camionul ăsta aici. Este ceva? Nu. Ok, nu este nimic. Numai că este remorca lui asta acolo, dar trec pe lângă el. Pe lângă el, da. Cine știe ce trebuie să încarce pe remorca astea sau ce au descărcat de pe ea. Vreau mașinărie, ceva. Și în față mai văd un trailer, o remorcă de trailer în față. I-a dus ceva, ori trebuie să ieie ceva de aici. Și în față este un trailer mare acolo în față. Ok. Mă duc să duc actele și să deschid. De n-a de descărcat, am așteptat aici vreo jumătate de oră, cam așa. Și acum mergem la intrare să vedem dacă ne încarcă imediat sau nu. Ați văzut când am intrat, erau 3 camioane acolo. Asta e trailer sau ce? Mai nu cred că e trailer. Nu. Deci asta a fost adus, nu știu dacă s-a văzut pe cameră, a fost adus pe camion acolo.
trebuie să pună ceva greutate pe el. Cu ăla o să mute. Are multe roți și am văzut că și are pistoane să ridice. Cine știe ce motoare sau cine știe ce compresoare au de mutat pe aici. Ia. Vedem dacă vine intra vreo mașină de acolo, ia. După aproape de o oră de așteptat aici, ia, sau mai bine de o oră, nici nu știu, nici nu m-am uitat. M-au chemat să mă încarce. Acum mergem la prima rampă aici, ia, mi se pare. La 1 aici ne oprim. Și după aia mai filmăm, plecăm. Am terminat aici la Live-S și mergem la Rovereto. Deci, cam o oră facem până acolo. 6:40. Vedem dacă la Rovereto am mai încape cât am de încărcat. Nu știu dacă o să mă încap, o să-i sun și întreb dacă sunt 6 paleți mari sau nu. De fapt, ia cât ea sunt, de ce scrie aici pe ea? Ar trebui să încapă. Mergem și vedem, încape bine, nu? Asta e. Îmi zice că 4 pe 1, 5 pe celălalt, 4 pe o foaie și un palet pe altă foaie. Mici.
de jumate de alea. Deci mi-ar sta... Bă, trebuie să-i zic să mi le mute, să mi le așeze sau să mi le descarce, le așez eu, nu știu, bă, trebuie să acolo. Numai că-i sun eu să-i zic că mi se pare că la ăsta e închis acolo. La 5 mi se pare că închide și ajung acolo la 5 și un sfert. Deci, nu știu dacă mă mai duc. Trebuie să-l sun pe ala de la birou să văd ce zice. Și vă anunț după aia dacă mai mergem sau nu. Că nu știu dacă găsim și trafic sau nu. Dacă nu mă mai duc și la Rovereto, atunci undeva pe la 6:30 ajung la Verona. Dacă mai trebuie să merg și la Rovereto, până face altele, până nu știu ce, durează. Am ajuns la Verona, la Rovereto n-am mai fost pentru că ajungeam prea târziu și oricum ei la 5 închide. Și după aia riscam să nu ajung aici ea că depășeam 15 ore. Și pentru că ei am sunat și de la birouri de aici, de la Verona, dar nu mi-au răspuns, după aia m-au sunat ei și le-am spus, zic, vezi că acolo închide la 5, eu ajung acolo undeva 5:30, 6:20. Zic, n-am cum să merg, faci ok, vină o drept, nu te mai opri. Și nu, ceasul e 6. Mă opream acolo, cât mă încărcau, cât așteaptă după acte, riscam să nu mai ajung aici. Că mai am 50 de minute să termin programul pe astăzi. Astăzi 15 ore. No, azi cum e luni. Și am plecat de la Torino, de la Lenin și de asta. Dar mâine nu o să mai facem nici 12 ore. Deștept ce ești, nu te uiți. Trebuie să dai prioritate acolo, nu te uiți. Da, vă spuneam că cred că numai astăzi o să mai filmez, că dacă îmi dă toată săptămâna numai așa, plec de la Verona, mă duc la Bolzano și la Laives în fiecare zi, n-are rost să filmez. Mă plictisesc eu că merg numai la firmele astea, păi o să vă arăt numai că mă duc până la Bolzano și la Laives și înapoi și atâtea. Deja nu-mi place mie că fac cursele astea fixe și le-am spus
vezi că poate mă schimb, o am vedea. Mă plictisesc repede când e curse fixe, nu? Așa când te duci și în altă parte, mai înveți în altă parte, chiar de mai cauți firma, că nu găsești adresa, nu știu ce. Da, așa înveți, că dacă te duci numai din punctul A, punctul B și înapoi, nu e că înveți cine știe ce. Dar să văd, dacă nu mai filmez bine, încă plec spre Torino, vedem dacă o să filmez și bine, săptămâna asta. Numai dacă să zici că îmi schimbă traseul și îmi dă în altă parte, dar în rest. Dacă mă pune să mut după aia remorca, ori o las în rampa acolo, eu îi întreb înainte, zic dacă pot să-l mut, se golească repede, dacă nu, eu îl las în rampa. Mettere in rampa. Sì, in rampa, sì.
mă duc să deschid și gata. Mi-au spus să lăs aici iar remorca în rampă, să nu-l mai mut, că o să trebuiască să încarce dimineața. Pentru astăzi ajunge, mulțumesc tuturor pentru susținere, pentru care dați și like, care și vă înscrieți și ne vedem la următorul video. Mulțumesc tuturor și noapte bună!